care este frig, păstorii spre câmpie, iar îngerul din cer le spune. Când este în Betleem, e mare bucurie, a venit Iisus în astă lume. Veniți să ne chinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. El este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnului. Veniți să ne închinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. El este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnului. O stea pe cer sare, iar magii o zăresc, și înspre ea au mers cu zor. Pe prunc l-au găsit, li s-au închinat, El este Domnul domnilor. Veniți să ne închinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. El este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnului. Veniți să ne închinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. Este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnului. Hristos s-a născut pentru omenire, ca cei ce cred să trăiască o viață din belșug, viață veșnică, să aibă cei ce vor să-L primească. Veniți să ne închinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. El este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnului. Veniți să ne închinăm, veniți să lăudăm, veniți cu toți în fața Lui. El este împărat, e rege minunat, veniți să ne închinăm azi Domnul Lui. Să dorim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, deschidând slujba divină din această seară. Și așa cum am fost chemați prin cântare, să ne închinăm înaintea Lui, înaintea Împăratului, înaintea Celui născut în ieslea din Betleem, că El merită toată închinarea și toată gloria. În rugăciunea aceasta am vrea să mulțumim Domnului pentru harul pe care ne-a dat să fim din nou la părtășie. E o binecuvântare pentru sufletele noastre și în același timp să ne rugăm pentru cei ce sunt gata să poarte laudele Domnului, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei ce vor cânta, pe cei ce vor recita și propovăduirea Cuvântului Sfânt să fie sub binecuvântarea Domnului. Așa cum vedeți, ne bucurăm de faptul că fratele Prundeanu, Alexandru, a putut răspunde invitației noastre de a fi cu noi în această zi de sărbătoare. Am încercat la mai mulți fastlujitori și au zis, în această zi importantă vreau să fim în familia bisericii. Fratele a găsit fereastra aceasta să fie împreună cu noi. Ne rugăm Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-I dea har în propovăduire și dacă avem și alte dorințe, oricare ar fi ele, le prezentăm înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune și fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră în glas comun, așa cum stăm ridicați, cu toată adunarea ne închinăm rugându-ne. Este protecția mentală peste noi, este îngurare.
în veci de veci. Amin, amin, amin. Haideți să deschidem împreună Scripturile și să citim un pasaj biblic care ne conduce în aceste sărbători pe care le avem. Și am ales pentru seara aceasta să programez pasajul din Matei, capitolul 2. O să citim primele 12 versete, pagina biblică 924. Iată ce spune Scriptura aici. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă, decercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Vă chem să vă reașezați. Vă întâmpin și în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, zicând: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ați venit la părtășie cu noi. Văd în această seară mai mulți frați care ne vizitează. Pe unii dintre voi v-aș putea cunoaște, pentru că aveți rădăcinile de aici, din Ghiroda, prin părinții voștri. Dar și pe cei care nu vă cunosc, deopotrivă rostesc binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți. Să fiți binecuvântați de Domnul, mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră și în același timp îi salutăm și pe cei care sunt împreună cu noi prin intermediul transmisiei live. Vă spun și acum că am fost sunat și astăzi și în continuare mi-au spus frații: suntem cu ochii pe voi. Suntem cu ochii pe voi. Și m-am bucurat de lucrul acesta, în mod special cei care au plecat de aici și sigur că beneficiind de această diferență de fus orar, când noi suntem la slujbă, ei sunt pe acasă, unii pe la ora 10 și sigur că au putut să fie cu noi la părtășie în ce-o privit sărbătoarea ajunului nașterii Domnului Iisus Hristos. Oricum,
sunt încredințați că și în momentele acestea, o parte care n-au posibilitatea să fie într-o casă de rugăciune, sunt împreună cu noi să-i binecuvinteze Domnul. Mulțumesc familiei Prundeanu care este împreună cu noi, împreună cu familia lărgită, când zic familia lărgită, și fratele Paul, ginerele și Alina, fiica, să-i binecuvinteze Domnul pe toți. În această seară de slujbă este orchestra. Chiar în momentele acestea vor fi gata să laude pe Domnul prin cântările pe care sigur că le-au pregătit și le-am spus și spun lucrul acesta încă o dată, vor cânta câte două piese, una după cealaltă, ca să economisim din timpul de pregătire. După ce orchestra va cânta, am vrea să ascultăm versuri prin fratele Paul Medelean, iar după aceste versuri, fanfara va fi pregătită să înalțe un imn.
Slăvit să fie Domnul! Sclipesc luminile încetate, iar Betleemul doarme dus. Pe drumurile colindate sunt toate ușile încuiate. Un loc măcar de poposire nu s-a găsit pe lungul drum. Mâhnită, mama cu durere, încet se pierde noaptea acum. Pe drum, în tainica tăcere, ce-ar putea oare să spere, când niciun loc de poposire nu s-a găsit pentru Iisus? Abia zărește o lumină și parcă, dăruit de sus, un staul se ivește în cale și acolo, în fânul ieslei sale, smerit în tainica întrupare, se naște Mesia, Iisus. În lume a îmbrăcat smerirea, pe drumul cel îngust și greu, noi nu i-am înțeles menirea, nici eu, nici toată omenirea. În iesle am făcut primirea acestui fiu de Dumnezeu. Dar astăzi ieslea este goală, copilul este împărat. Din moarte și păcat ne scoală și în jertfa-i sângele ne spală. Veniți la el fără zăbavă, căci Domnul ne-a răscumpărat. Amin.
Lauda continuă în casa de rugăciune prin cântarea pe care o va cânta doi copii, Naomi și David. Apoi o ascultăm pe Timea Maghiari, după Timea Maghiari ascultăm versuri prin Damaris Pantiș și apoi din nou orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare. După orchestră o ascultăm pe sora Marieta Prundeanu care va cânta. Ascultăm punctele acestea. Lasă-ți inima pe Domnul să te salte, astăzi s-a născut un mărvător. Fiul cel preanat a venit în lume să ne împace iar cu Dumnezeu. Lasă-ți buzele să cânte o sănare, slavă cer și pace în jos. Glorie să rugi iubirei sale, s-a născut Iisus Hristos. Lasă-ți buzele să cânte o sănare, slavă cer și pace în jos. Glorie să rugi iubirei sale, s-a născut Iisus Hristos. Lasă-ți inima pe Domnul să te salte, astăzi s-a născut un mântuitor. Fiecare ce ai să preamărească pe împăratul împăraților. Lasă-ți buzele să cânte o sănare, slavă cer și pace în jos. Glorie și pace în jos. Glorie să rugi iubirei sale, s-a născut Iisus Hristos. Amin. ce n-are început, s-a născut în staul jos.
casa sfântă, bucurie pe deplin. Din Ierusalimul veșnic, îți coboară linduios. Adevărul ce ne spune, s-a născut Iisus Hristos. Ce minunat s-a născut, cel ce n-are început, s-a născut în stau în jos. Domnul nostru Iisus Hristos. Ce minunat s-a născut, cel ce n-are început, s-a născut în stau în jos. Domnul nostru Iisus Hristos. Ce minunat s-a născut, cel ce n-are început, s-a născut în stau în jos. Domnul nostru Iisus Hristos. Copilul din iesle, copil însoțit de îngeri și căutat de niște magi, din iesle ai început să sângeri pentru aleșii tăi cei dragi. Nu ți-au găsit un loc în casă, erau prea mulți de găzduit, așa cum și astăzi mulți te lasă, plângând în frigul cel cumplit. Și doar câțiva veneau spre tine, o ceată de păstori din voi, dar nici acum, o știm prea bine, nu sunt prea mulți urmașii tăi, sunt mulți acei ce nu te așteaptă și în lumea de azi ca și atunci. Ei nu vor calea ta cea dreaptă, nici ale dragostei porunci. Copile ce despici istorii și vieții noastre sens îi dai, tu îmbraci smerenia în glorii și faci din ea un colț de rai. Câți vor călca pe-a ta cărare, de-a lungul vremilor ce vin, nu vor găsi pe cer alt soare decât cuvântul tău divin. Doar tu vei fi a lor lumină și izbăvirea lumii întregi. Veniți la ieslea cea divină, păstori din voi și fii de regi. Veniți voi magi din zări senine, atrași de stelele de sus și cu descoperiri divine, vestiți-l iarăși pe Iisus. El, Fiul slăvilor eterne, s-a înveșmântat cu un trup uman. Poți tu să-i dai, nu loc pe perne, ce-al inimii trudit alean, să-i dai, nu aurul din munte, ci viața ta ca dar de preț, ce poate pentru el să înfrunte și frig, și ocară, și dispreț. Copile drag, la ieslea sfântă, ne închinăm smeriți și noi, cu mii de îngeri care cântă, slăvindu-te prin imnuri noi. Să ducem vestea ta cea bună, pe orice plai din lume vrem, căci tu ai lăsat în cer cununa și te-ai născut în Betleem. Ajută-ne cu a noastră viață să te slujim în chip umil, purtați de dragostei povață și a ta candoare de copil. Amin.
cor, pace fie pe pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului Cel Sfânt. Marș de răsărit, a pornit conduși de-o stea, și la Betleem a venit a se-nchina. Înger cu tocul, pace fie pe pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului Cel Sfânt. Înger cu tocul, pace fie pe pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului Cel Sfânt. Noapte prea spine
Lauda continuă în casa de rugăciune prin cântarea pe care Ruth, Flavia și Robert Forțu o vor cânta-o. Apoi o ascultăm pe Deborah Dionise care va cânta. În urmă și formația fanfarei va fi gata să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi și Alina Medelean va fi gata să cânte pentru slava Domnului. Ascultăm și punctele acestea. Stea pe cer, luminează acum și raza e, o speranță e.
bucurat, slavă lui au dat. Magii răsărit, steaua i-a zărit, și s-a bucurat, slavă lui au dat. Speranța că tot va fi schimbat, norul nesfârșit a s-a împlinit, când pe pământ Domnul a venit. Norul nesfârșit a s-a împlinit, pe pământ Domnul a venit. A fost un vis ce s-a împlinit, când pe pământ Domnul a venit. Lumea a primit dragostea de umilința, că la
cea pentru mine. Copilaș venit din ceruri, să porți crucea pentru mine. Amin.
În această seară am început puțin mai devreme, ca tocmai să fie loc pentru laudă la adresa Domnului. Și ea continuă, așa cum am anunțat, prin cântarea pe care sora Alina o va cânta-o. După aceea, uitându-mă că vorbeam cu fratele Sandu, au fost multe puncte și am vrut să le satisfac pe toate, să aduc bucurie tuturor celor ce ne-au vizitat, celor ce s-au pregătit pentru a cânta. Chiar ne-ați provocat să nu fim doar asistenți, ci să-L glorificăm pe Domnul și aș vrea ca împreună să o facem după ce sora Alina va cânta și lucrul acesta îl vom face ridicat, să ne relaxăm, ca apoi orchestra să încheie partea de laudă cu o cântare, urmând ca după cântare să ascultăm mesajul Cuvântului Sfânt și dorim din toată inima ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Sandu în propovăduirea Cuvântului Sfânt. O ascultăm pe sora Alina Medelean acum. Slăvit să fie Domnul! Din strălucire ce istorisire, jos Domnul a venit, Iisus El s-a numit, născut în paie, în umile straie, om al durerii. Oh,
trăiesc din Betleem. S-a născut așteptatul Mesia, să cântăm cu îngerii în cor. Cât Hosana, cât Hosana, cât Hosana, Regea Regilor. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana lui Iisus. Părăsiți turma voastră-n câmpie, alergați umiliți la El. El este singura bucurie pentru prinți și pentru cer. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana, Rege-al Regilor. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana lui Iisus. În Iisus veți găsi fericire, veniți acum de grab la El. Pace sfântă, multă bucurie, în inimi revarsă numai e. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana, Rege-al Regilor. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana lui Iisus. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana, Rege-al Regilor. Cânt Hosana, cânt Hosana, cânt Hosana lui Iisus. Hristos s-a născut. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnului nostru Iisus Hristos,
care, după planul făcut de El însuși, mai înainte de întemeierea lumii și după voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită, ne-a scos din robia stricăciunii a lumii acesteia. Ne-a dat mântuirea ca să ne unească într-un singur trup, după ce ne-a dat o viață nouă prin același Duh. În El, prin El și pentru El ne-am strâns și noi astăzi în legătura dragostei, în această plăcută și binecuvântată părtășie frățească. Sigur că nu toți au acest privilegiu și mă gândesc cu tristețe la cei dintre care am făcut parte până nu demult în biserica Bethel Trossingen din Germania, că ei nu mai pot să cânte, nu mai au voie să cânte. Acolo cântările se recită. Dar ne gândim și la frații noștri din alte părți, din Nigeria, de exemplu, unde există băi de sânge la ora actuală, unde creștinii sunt atacați și prigoniți. Și pentru că suntem același trup, înțelegem să ne bucurăm tremurând. Există un preț care ni se cere să-l plătim, după cum și magii l-au plătit, și este estimată că această jertfire se ridică la 175.000 de suflete de creștini care în fiecare an sunt omorâți. Ne-am strâns aici în amintirea unui rege care a venit să ne dea o izbândă și care ne dă siguranță, ne dă stabilitate în orice vreme și în orice încercare. Un rege diferit de toți ceilalți, pentru că avem aici în text doi regi, doi împărați. Unul care este reprezentant al împăraților lumii. Pentru că nu doar el a fost așa. Au fost mulți ca el. El era Irod, unul dintre cei patru care se numeau Irod și au cârmuit acolo peste poporul iudeu, cu toate că el însuși nu era iudeu. Un împărat rău, Irod, care înseamnă vlăstarul eroului sau erou. Și după cum știm cu toți, era un erou negativ, nu era un erou pozitiv. Se mai numește cel de piele, adică cel cu pielea frumoasă. Și se potrivește foarte bine numele lui cu ceea ce era, pentru că avea grijă la exterior. Mulți au grijă de exteriorul lor, ca să pară prezentabili, să pară acceptați și acceptabili de societate, de lume, de oameni. Însă interiorul lui era diferit. De aceea, numele acesta de Irod mai înseamnă și balaur înfocat. Acest Irod era un împărat ca și ceilalți care strângea averi, strângea lux, strângea confort, strângea plăceri personale și care își asigura siguranța și stabilitatea prin forța armată, prin violență, prin răutate. A fost soț a 10 soții, din care au omorât multe, și a fost tată a multor copii. Mulți dintre ei i-au omorât el, gândindu-se că îi vor lua locul. Și ne gândim noi, poate era paranoic, că vedea până și în copiii lui adversari, vedea până și în copiii lui viitori candidați la tron, vrând să-l uzurpe pe el. Dar să știți că în vremea aceea, pe tot pământul, erau comploturi, cum sunt și astăzi, să știți. Pe tot pământul se întâmplau lucruri din acestea. Roma, care ea atunci stăpânitoare, era a patra dintre împărățiile care sunt prezentate aici pe paginile Sfintei Scripturi. La Roma avusese loc o succesiune întâi de regi și cei mai mulți terminau prin a fi omorâți. În ultima perioadă a Romei, sub regalitate, supraviețuiau regii cam o lună. Mai mult nu reușeau, erau otrăviți, erau eliminați.
Și s-a ajuns până acolo că nu mai vrea nimeni să fie rege. Și a început Republica. Și după Republică a venit un împărat, a venit Cezar, și Cezar, el însuși, a fost omorât. Și spre surpriza lui era acolo și fiul lui Brutus, fiul lui adoptiv pe care el îl iubise mult și îl favorizase în multe situații. Așa că Irod nu era chiar o excepție și vedea peste tot comploturi. Și era un om care era în stare să omoare pruncii aceia, după cum ne este descris în Scriptură. Era un om care putea să facă mult rău. Și cu toate acestea, era un om care se temea, care tot timpul trăia cu această groază că cineva îl va ucide și îi va lua locul. Spunea unii că este mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii fiul lui Irod, pentru că el nu mânca porc și porcii puteau să supraviețuiască bine acolo. Dar fiii lui erau toți în pericol. Și în Ierusalim, acolo, toți erau în pericol. El câștigase tronul acolo cu ajutorul romanilor, distrugând aproape tot Ierusalimul. Dar după aceea, cu mult efort financiar, l-a reconstruit și este numit Irod cel Mare. Dintre toți irozii, el a avut faima cea mai mare, pentru că el a fost cel care a rezidit templul. A fost acela care a făcut un templu măreț acolo, ca să fie acceptat, ca poporul să-l iubească, ca să arate că și el e interesat de Dumnezeu, ca să arate că și el este cu tot poporul iudeu și este credincios. Și ne amintim de un altul care era Petru cel Mare, care la un moment dat, fiind eliminat din vizorul celor care erau în vârful bisericii ortodoxe ruse, n-a mai avut voie să intre acolo undeva în biserica aceea mare și a făcut una la concurență, una și mai frumoasă, ca să-i facă invidioși pe cei care nu-l mai primeau în cealaltă. Vedeți, sunt oameni care vor să se arate de partea lui Dumnezeu ca să profite de Dumnezeu, care vor să meargă după un Iisus pentru că ar putea să mănânce din pâinea lui Iisus, din peștii pe care Iisus îi dă. Însă în partea cealaltă este un alt împărat, un împărat de curând născut, un copilaș inocent, unul care n-a făcut rău nimănui, care s-a născut fără păcat, din fecioară, din sămânța femeii, așa cum a fost vestit și promis de Dumnezeu încă în Geneza 3, care era cel care împlinea promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit să coboare pe pământ în persoana Fiului Său, luând trup de om, întrupându-se și făcându-se dependent de niște oameni simpli care să-L crească, să-L educe. Și spune cuvântul că și la 12 ani, după ce L-au găsit în templu și L-au dus acasă, zice, lei era supus. Un împărat care n-a venit să i se slujească, ci El să slujească. Unul care spune că este blând și smerit cu inima. Unul care nu vrea să cucerească prin forță militară, ci prin bunătate și dragoste. Unul care nu vrea să osândească și să judece, ci a venit atunci ca să ne ia păcatele noastre și să ne dea mântuirea. Unul care nu ne pretinde nouă slujire, devotament până la moarte, ca să-L apărăm noi pe El, și după care să nu ne poată da o altă viață, ci este unul care se jertfește și ne dă El viață din viața Lui. Unul care nu adună de la cei mai săraci decât El, ci unul care dă celor care sunt săraci. Unul care avea totul în cer și a renunțat la asta pentru că iubea omul. Pentru că a venit să ne împartă nouă bogății.
a lăsat cerul ca să vină pe pământ, ca și noi de pe pământ să putem avea cerul. A venit la noi ca să ne facă moștenitori deopotrivă cu El și ca să ne pună pe tronul Lui să domnim împreună cu El. Dar spune cuvântul că dacă vom suferi împreună cu El, vom și domni împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Aici avem un paradox în fragmentul acesta pe care noi l-am citit, probabil că am auzit fiecare de atâtea ori, vestindu-se cuvântul din acest fragment. Și vedem că, dincolo de acești doi regi care sunt în opoziție și care n-au nicio legătură unul cu celălalt, un Irod încărcat de păcat, din creștetul capului până în talpa piciorului, și un altul neprihănit, fără păcat, care a trăit fără păcat toată viața. Și știm acest lucru pentru că în momentul când a venit clipa încercării și trebuia să vină ora prinderii lui, să fie dus la judecată și după aceea răstignit, a spus că Satan nu are nimica în mine. Este vremea să ne cercetăm și noi, să vedem, are Satana ceva în lăuntru nostru? Suntem noi atât de neprihăniți ca cel pe care spunem noi că-L urmăm? Și dacă găsim ceva ca pricină de pocăință, și cred că vom găsi, trebuie să ne corectăm traiectoria și să ne îndreptăm mai mult către El, să ne apropiem mai mult de El. Acum, citind cu dragoste din Cuvântul lui Dumnezeu, ajungem astăzi la acest fragment din Evanghelia după Matei, un text care este scris de milenii și care are aproape două milenii de când s-a scris, încă nu două, dar aproape două. Și a fost, vă dați seama, citit și predicat nu numai aici în Ghiroda și nu numai în Timișoara, a fost predicat sute și mii de ani. Și care, sigur că a dat naștere în popor la anumite povestiri, la anumite adaosuri, fără ca să provină ele dintr-o descoperire dumnezeiască. Și citind despre acești magi, noi ne imaginăm niște lucruri, după cum am auzit în unele cântări, după cum am văzut în unele picturi, în unele desene, după cum am văzut în unele goblenuri, în unele tablouri. Și acolo știm că este vorba de trei magi, acolo știm că erau călare pe trei cămile, că veneau prin deșert și că purtau cu ei câte o casetuță așa cu daruri către pruncul Iisus. Dar lucrurile acestea nu ne sunt spuse în textul pe care l-am auzit cu toții. Întâi de toate, să vedem ce ne spune textul. Nu ne spune nici câți erau magii, nici dacă au plecat cu slujitori după ei și au fost o caravană mare, nici cu ce mijloc de transport au călătorit sau dacă au avut vreunul. Nu ni se spune că au mers prin deșert sau au luat-o pe o cale mai ocolită, pentru că au călătorit mult timp, după cum ați văzut, că spune Irod s-a interesat câtă vreme a trecut de când a apărut steaua aceea. Acești magi, nu se știe exact de unde erau, dar spune ceva interesant cuvântul lui Dumnezeu. Numeri 24:17, există promisiunea unei stele. Și în Isaia 60:3 ni se spune că neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Credem noi că această stea este un lucru care ne vorbește despre Dumnezeu. Unii au încercat să explice steaua prin fenomene naturale. Și mai există și astăzi, se spunea că sunt două planete aliniate din sistemul nostru solar și americanii numesc asta steaua Betleemului.
Și asta a avut loc acum câteva zile, zice se, și se putea vedea pe cer așa ceva ca o stea și, bineînțeles, noi n-am putut să vedem, nici nu eram la ora aceea afară ca să ne uităm după ea, dar era norat, deci vă dați seama că dacă apar niște nori nu mai vezi nimic. Dar asemenea fenomen nu călătorește și nu te conduce la Domnul Iisus. Nici o supernovă care ar fi putut să apară și care s-a mai încercat să fie dat ca explicație, nu poate fi ceva suficient, și nici o cometă care are direcția ei și nu călătorește către Domnul Iisus. Dar mie steaua aceasta îmi vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este creatorul cerului și al pământului. Un Dumnezeu care ține toate în puterea Lui. Și dacă El și-ar lua mâinile de pe tot acest univers, ar colapsa. Un univers în care Dumnezeu, dacă poruncește stelei fixe, du-te și mută-te mai încolo să duci acolo. Un Dumnezeu care a dat niște legi atât de perfecte, încât ai putea crede că universul poate să funcționeze și fără un control direct. Însă un Dumnezeu care nu este limitat de legile pe care le-a dat, ci este deasupra lor, este dătătorul acestor legi ale universului. Este un Dumnezeu al minunilor, care nu pot fi explicate prin fenomene naturale. Și dacă magii știau să urmărească stele, Dumnezeu le-a dat o stea. Și dacă ei se uitau după semnele cerului, Dumnezeu le-a dat așa semne. Și semne în cer sunt arătate și în Apocalipsa. Dumnezeu știe cum să lucreze cu fiecare și cum să aducă la El pe cei care doresc să-L caute. Sunt oameni care vor să se apropie de Dumnezeu, nu-L cunosc, dar simt în lăuntrul lor această dorință de a fi mai aproape de Dumnezeu. Și paradoxal este că oamenii aceștia, care nu erau iudei, au vrut să se apropie de Dumnezeu, au știut ei că steaua aceea era în legătură cu un toiac de cârmuire în Israel. Că tot în Numeri 24:17 ni se spune acest lucru, că este ceva care are legătură cu un toiac de cârmuire care se ridică din Israel. Deci că exista un rege mesianic promis, promis și în Isaia, promis și în proroci, așa ziși mici. Dar nu sunt mici pentru că aveau prorocii mici, ci sunt numiți așa pentru că aceste cărți pe care le-au scris erau mai scurte decât au scris alții. Însă același Dumnezeu i-a însuflețit pe toți. Și cu toate că Dumnezeu pedepsește păcatul, Dumnezeu este unul care nu tolerează păcatul și îl pedepsește. Și nu favorizează pe poporul lui, ci îl pedepsește poate mai aspru, pentru că judecata lui Dumnezeu începe din casa Domnului. Însă care are și milă. Este un Dumnezeu a cărui dragoste depășește asprimea lui. Este un Dumnezeu care are ca plan resuscitarea și nu distrugerea. Un Dumnezeu care a pedepsit pe om în grădina Edenului pentru că a intrat în neascultare, dar care i-a promis o restaurare prin sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Un Dumnezeu care a pedepsit omenirea căzută cu totul în păcat, prin potop, dar care o restaurează prin Noe. Un Dumnezeu care pedepsește pe oamenii din Babel care vreau să construiască un turn până la cer, dar care, în Avram, a dat o promisiune de binecuvântare. Un Dumnezeu care a spus că nu doar Avram va fi binecuvântat și urmașii lui, Isaac și Iacov, vor avea parte în totalitate de binecuvântarea lui, ci a promis și că Avram va fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Această binecuvântare era ceea ce acești magi căutau.
Magii aceștia, cuvântul de magi, vine din limba sanscrită. Este o limbă considerată în India ca sfântă și foarte folosită și populară, ca și latina în Europa. Și limba aceasta era limba cuceritorilor iranieni, care cuceriseră în cea mai mare parte India. Deci am putea să tragem concluzia că acești magi erau niște oameni veniți din zona Indiei, poate a Iranului, deci a Persiei de astăzi. Însă mai există niște versete care ne duc spre o altă posibilitate. În Geneza 25:6 ni se spune că acești fii ai lui Avram, că Avram n-a avut numai pe Isaac și n-a avut numai pe Ismael, a mai avut și alți copii, dar pe toți aceștia care nu trebuiau să moștenească împreună cu Isaac, el încă în timpul vieții lui i-a îndepărtat. Erau printre ei și fiii Cheturei și i-a îndepărtat și i-a trimis unde? În țara răsăritului. De această țară a răsăritului ni se mai vorbește și în 1 Împărați 4:30, unde ni se spune că există o înțelepciune mare a acestor fii, comparabilă cu înțelepciunea egiptenilor, însă că înțelepciunea lui Solomon o depășea și pe cea a egiptenilor și pe cea ai fiilor răsăritului. În Psalmul 72:10 ni se spune că împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Acum, Seba aceasta a avut și o împărăteasă care s-a dus la împăratul Solomon cu asemenea daruri. Seba se pare că ar fi fost undeva prin peninsula arabică, undeva Yemen sau undeva pe acolo în zonă. De Saba nu se știe exact, dar urmașii lui Saba se știe că au fost sabeni, un popor antic care se închina la stele. Acum, de unde veneau ei exact, nu putem ști. În Isaia 60:6 citim: vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromadere din Madian și Efa. Vor veni toți din Seba aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Este posibil ca să existe o legătură între aceste versete și ei să provină din zona aceea. Un lucru este cert: oamenii aceștia nu erau iudei. Și ne așteptăm că dacă este vorba de un împărat al iudeilor și încă vestit prin proroci și încă cunoscut și trecut în scripte, de unde învățații, cărturarii, farisei puteau să deducă unde trebuia să se nască, ca primii interesați să fie iudei. Și culmea, cei mai interesați, singurii care l-au căutat, singurii care au fost călăuziți către el, că s-au lăsat călăuziți, au fost cei care nu erau din poporul lui. De așa că e interesant, câteodată oamenii din lume parcă sunt mai interesați de programele noastre decât unii care sunt în adunare și spun: lasă că ăsta l-am mai auzit, lasă că pe cutare l-am mai auzit vorbind, predica asta m-am mai auzit-o. Și alții care nu cunosc, dar ar dori, și inima lor ar dori să aibă o rezolvare la problemele lor, vin și se apropie de Dumnezeu. Este vremea să înțelegem că ziua în care Dumnezeu ne cheamă ca să-L slujim este astăzi. Și astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Cercetează-te, vezi unde ești și unde ai rămas. Dar slujirea lui Dumnezeu se face în mișcare și niciodată în pasivitate. Slujirea lui Dumnezeu se face cu entuziasm. Slujirea lui Dumnezeu se face prin apropiere de El. Și magii aceștia, lăsându-se călăuziți de ceea ce trebuiau să se lase călăuziți, s-au îndreptat către Ierusalim, locul unde trebuia să se nască un rege.
Dumnezeu însă a hotărât altceva. Acum voi care ați fost poate la Betlehem, eu am fost de două ori acolo, nu prin meritul meu, ci prin harul lui Dumnezeu, am văzut locurile acelea, știți că nu-i departe de Ierusalim. E practic aproape în continuitate. Deci nu putem să credem că ei s-au abătut din drumul stelei. Drumul stelei trecea pe acolo. Însă, probabil că în gândul lor au zis, ne oprim. Și de multe ori când suntem călăuziți de Dumnezeu, intervine ceva și parcă ne fură privirea. Zice, ne oprim aici, am fost călăuziți până aici, mulțumesc ție, Doamne. Câteodată așa e și la căsătorie, nu? Ne oprim la unele lucruri așa care par să fie în direcția aceea și nouă ne ajunge. Noi ne ajungem, în loc să căutăm mai departe, să vedem, mai chiar așa, asta vrea Domnul, sau poate Domnul are o altă părere, o altă idee, o altă opțiune, ceva mai bun pentru noi. La fel este și în meserie, la fel este și în alegerea locului unde să-ți desfășori activitatea și așa mai departe. Pentru că fiecare pas Dumnezeu ar vrea, dacă îi aparținem Lui, să îl punem înainte și El să ne confirme, da, asta este voia mea. Să te lași călăuzit acolo unde Dumnezeu vrea să te călăuzească. Ajută-ne, Doamne! În momentul acela când s-au dus ei către Ierusalim, s-au oprit acolo unde au zis, aici trebuie să fie un împărat, pentru că aici este capitala, aici este templul. Știau că împăratul acela nu este un împărat simplu și doar un împărat al Israelului, pentru că ne-am întrebat atunci ce legătură aveau acești oameni, fii ai răsăritului, cu împăratul lui Israel. De ce n-au căutat împăratul Chinei? Poate China era mai puternică sau un alt împărat, împăratul Romei. De ce? Pentru că un singur împărat ne-a fost promis, care va fi mai tare decât oricare alt împărat. Știți că pe vremea lui Nebucadnețar era acolo în împărăție Daniel, un rob evreu care știa prin harul lui Dumnezeu să tălmăcească vise. Și cu siguranță că împărații Babilonului și nu doar ei cunoșteau despre acele patru împărății care urmau să se succeadă, dar care vor fi dărâmate de o piatră care se va desprinde din vârful muntelui și până să ajungă jos va crește tot mai mult și va umple tot pământul și va fi tare ca piatra. O împărăție pe care nimeni nu va putea răsturna. Despre acest împărat a vestit robul lui Daniel. Despre acest împărat au vestit prin purtarea lor Ședrac, Meșac și Abednego, care cu riscul vieții, acceptând să fie aruncați în cuptorul cu foc, au zis, noi nu vrem să slujim altui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a salvat. Dumnezeu i-a scos din foc. Nu i-a salvat înainte să intre în foc, ci i-a salvat din foc. Pentru că acolo în foc era ca un fiu de Dumnezeu, a văzut împăratul Nebucadnețar și a zis, măi, n-am pus noi acolo, n-am aruncat noi trei. Ba da, trei au fost. Și acum uite cum sunt patru. Pentru că Dumnezeu este acela care poate face totul. Și dacă Dumnezeu poate face o stea să umble pe cer după voia Lui, poate face marea să se despice în două, poate ca râul Iordan să se despice și apele să se îngrămădească în amonte, iar în aval să se scurgă ca Israelul să treacă pe uscat prin râu. Și dacă Domnul poate să facă, să-i dea putere lui Samson să prindă 300 de vulpi, că tu nu prinzi una, și el a prins 300 și să le lege cozilor, vă dați seama ce muncă numai cu cozile, cu lumina, cu... Dar Dumnezeu este Cel care poate să facă. Nouă nu ne este dat în Scriptură o poveste, ci să înțelegem că dacă unul din vitejii lui David și-a rotit sulița și a omorât 3.000 de oameni, n-a fost prin puterea lui. Că nici măcar nu spune că a înfipt-o în cineva. Nici măcar nu spune că
a dat cu sulița cuiva în cap sau mai știu eu ce a făcut cu ea. Nu, doar a rotit-o și a murit. De ce? Pentru că există un Dumnezeu care poate totul. Un Dumnezeu care i-a arătat lui Israel, dacă vrei, uite, stai aici și te uiți, tu nu lupți, lupt eu pentru tine și dușmanul tău va fi nimicit. Un Dumnezeu care poate chema un înger care să omoare, să ia viața a 180 și ceva de mii de oameni. Poate Dumnezeu? Poate Dumnezeu totul? Poate Dumnezeu să te vindece? Poate Dumnezeu să te ierte? Poate Dumnezeu să-ți dea viață nouă și să te umple cu Duhul Lui cel Sfânt ca să umpli prin călăuzire peste tot pe unde calci pe pământul acesta? Poate Dumnezeu să-ți mânghie suferința? Poate Dumnezeu să-ți dea o nădejde vie la care vrea să te trezească din nou? Poate, pentru că El este atotputernic. Pentru că El este Cel care lucrează totul în tot, slăvit să-i fie numele. Și de Dumnezeul acesta vrem să vorbim mai mult decât de magi. Oamenii aceștia au fost pregătiți să slujească. Oamenii aceștia au fost pregătiți să plătească un preț, tu ești. Oamenii aceștia au adus ce au avut ei mai bun, tu ce i-ai dat. Oamenii aceștia i-au dat din timpul lor. Oamenii aceștia, întâi de toate, l-au făcut pe acest rege al regilor prioritar. Știți că erau mulți regi pe pământ, dar doar acele mari imperii aveau oameni care se numeau împărați ai împăraților. Și în Imperiul Persan erau mulți regi locali și peste ei era un împărat al împăraților. Dar adevăratul împărat al împăraților este cel al împărăției, care niciodată n-are sfârșit. Slăvit să fie numele Lui, glorie Lui! Da, acești magi s-au dus acolo și s-au lăsat călăuziți până la Ierusalim, dar ce bine că n-au rămas în Ierusalim. Acolo n-au rămas nici în palatele lui Irod, n-au rămas nici la templu măcar, cu preoții de acolo să aibă un schimb de experiență despre Dumnezeu, să le spună ce știu ei, să afle de la ei anumite lucruri. Nu s-au interesat nici măcar de cărturari, de farisei, nu. Ei au avut o singură țintă. Și dacă noi citim Biblia și ne place cuvântul, nu e pentru cuvânt, ci pentru împăratul la care cuvântul ne duce. E bine să citim Biblia o dată pe an toată, sau mai știu, în ce rit. Important este ca ținta noastră să rămână împăratul. Important ca țintea noastră să fie umblarea după acest împărat. Zice Pavel că le socotesc toate ca niște gunoaie, ca să-L apuc pe Hristos. Și Domnul să facă să-L apucăm și noi. Oamenii aceștia erau gata să se expună pericolelor acestei călătorii. Și în cursul călătoriei noastre după Hristos există pericole. Există suferință. Zice Domnul Iisus că vom trece prin multe necazuri, dar mai spune El un lucru, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și asta ne dă curaj, asta ne dă încredere, pentru că El este adevărul și nu ne minte. Acolo unde este adevăr, minciuna se dizolvă, nu poate supraviețui, de aceea nu stau împreună adevărul cu minciuna. Unde e adevărul, puterea minciunii scade, e demascată. Acolo unde e lumină și Domnul Iisus a spus, eu sunt lumina lumii, acolo întunericul se destramă. Acolo unde este pruncul, acolo este locul potrivit pentru închinare. Și ziua aceasta este o zi a închinării. Pentru că în ziua aceasta vrem să ne închinăm Marelui Împărat. Acești magi n-au rămas la confortul de acolo, pentru că Domnul Iisus a fost un împărat care n-a avut pe pământ confort. El a fost cel care spunea, n-am unde să-mi plec capul. Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Confortul era în palate.
Confortul era acolo unde stăteau regii lumii acesteia. Și vorbind despre Ioan Botezătorul, întreabă Domnul Iisus pe cei care erau prezenți acolo, zice, ce ați venit să vedeți? O trestie legănată în vânt, oameni îmbrăcați în haine moi, nu, aceștia stau în palate. Și erau haine moi acolo. Dar magii n-au rămas la haine moi. Magii n-au rămas la ce știu ce lux și condiții igienice foarte bune de acolo. Ci ei s-au dus mai departe, după steaua care i-a călăuzit. Știți care a fost bucuria lor? Că au văzut din nou călăuzirea. Că din nou au văzut că nu e acolo locul unde trebuie să stea. Și s-au dus până la capăt. Și când au ajuns acolo la capăt, acolo era Fecioara Maria, acolo era Iosif care ducea o viață sfântă. Și acolo era pruncul. Dar ei nu s-au închinat nici la Fecioara Maria și nu s-au închinat nici la Sfântul Iosif, ci s-au aruncat cu fața la pământ înaintea împăratului împăraților. Pentru că știau ei ceva. Acest împărat va fi un împărat și al neamurilor. Acesta va fi un împărat al Universului. Pentru că și prin Darius s-a vestit în toată împărăția și toți împărații la care Daniel a vestit despre Dumnezeul lui au făcut să circule niște documente prin care porunceau tuturor celor din împărăție să nu vorbească de rău pe împăratul lui Șadrac, Meșac și Abednego sau după aceea să nu se lege de poporul lui Israel. Știm ce s-a întâmplat și pe vremea Esterei. Cu siguranță Dumnezeul acesta era un Dumnezeu care își făcuse o faimă. Un Dumnezeu pe care l-au văzut și filistenii și un Dumnezeu pe care l-au văzut și canaaniții și toți știau despre El. Dar să nu fim noi ca ei, să știm despre El și să nu prea ne intereseze. Magia aceștia ce au făcut este că l-au pus pe Domnul Iisus pe primul plan. L-au pus ca prioritate numărul unu și departe de celelalte priorități ale lor. Cred că fiecare din noi are o listă de priorități. Poate știi ce trebuie să faci mâine, poate știi ce trebuie să faci săptămâna viitoare, ce o să faci la anul, ce o să faci mai știu eu când, unde o să călătorești dacă lucrezi în altă parte, în ce țară te duci dacă ești acolo angajat. Dar pune-L pe locul întâi, pe Domnul Iisus Hristos. Spune Domnul Iisus Hristos când s-a dus în casa lui Lazar, a venit la el Marta și a reclamat-o pe Maria. Păi zice, uite ce face, stă aici, nu mă ajută cu nimic și eu sunt împărțită cu multă slujire, spune-i, dă-i ordin, că dacă îi zici tu, merge. Dar de la ea n-ar face. Și ce spune Domnul Iisus? Marto, Marto, pentru multe te îngrijești tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună și care nu-i se va lua. N-a spus partea cea mai bună, ca să înțelegem că și alte ceva mai puțin bună, dar e bună și ea. A spus partea cea bună, partea cealaltă cum este. Înseamnă că e partea cea rea, partea cea care nu-i bună. Alege și tu și să aleg și eu astăzi partea cea bună. Ajută-ne, Doamne, să alegem partea cea bună. Pentru că partea cea bună este când îl punem pe Domnul Iisus pe locul întâi. Ceilalți probabil că se considerau diferiți. Vedeți, dacă i-am fi pus alături pe Irod cu intelectualii de acolo, cărturarii care știau unde trebuia să se nască Hristosul, probabil că acei cărturari, acei farisei care existau acolo, s-ar fi simțit jigniți. Să considerăm că, dacă noi am considerat că am putea să-i băgăm pe toți în aceeași oală cu Irod, i-ar fi spus, noi nu suntem ca el. Noi suntem cu totul altfel. Ăsta e un om rău, ăsta e un om fățarnic, ăsta e un om ascuns. Noi nu suntem așa. Noi cunoaștem despre Dumnezeu, noi citim scripturile, noi învățăm pe de rost texte. Omul ăsta nu se interesează de treaba asta, de să întrebe pe noi. De ce? El de ce nu știe? Și totuși,
Înaintea lui Dumnezeu există doar două categorii de oameni. Unii care îl urmează și unii care nu îl urmează. Unii care îl pun prioritate și alții care nu îl pun prioritate. Nu contează în ce sinagogă s-au dus. Nu contează ce texte au citit, nu contează cât au cântat, nu contează ce au mai făcut și cum s-au ospătat și cum s-au sărbătorit, ci contează pe ce loc l-au pus pe cel care urma să vină. Așteptarea înseamnă activitate. Așteptarea înseamnă un stil de viață. Și dacă ne uităm la câți au fost cei care l-au întâlnit pe prunc, vedem că au fost o mână de oameni. Au fost acolo niște păstori care au fost înștiințați de îngeri, că s-a născut un împărat al iudeilor și s-au dus să se bucure. N-au așteptat să crească. Probabil cărturarii ar fi avut vreme să aștepte să zică, lasă că acum abia s-a născut. Ce să căutăm noi acolo? Interesant că nici Irod nu s-a dus de îndată să vadă, cât era el de temător că ar putea să ia locul cineva, cu toate astea nu s-a interesat personal. Probabil avea și el alte priorități. Deci lasă că acum am asta sau am aia, și sigur că în toate lucrurile astea a fost mâna lui Dumnezeu, care știe să-și ferească fiul, care știe să-și îl protejeze, care știe să îndrume gândurile omului ca planurile lui să se împlinească. Căci multe sunt gândurile omului, dar ceea ce se împlinește este planul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea să ne rugăm astăzi ca noi să putem să-i slujim cu scumpătate Domnului, ca noi să fim din aceia care așteptăm vremea revenirii Domnului Iisus. Și nu pot decât să închei cu ce spunea 2 Petru 3 cu 11 și 12. Pentru că știm că lumea aceasta, oricât am aduna, oricât am strânge noi și ne-am asigura că o vom duce bine în vremuri grele, să știți că ultimul lucru este planul lui Dumnezeu, care face ca gândurile noastre să ajungă la o finalitate sau nu. Și știm că planurile lui Dumnezeu pentru lumea aceasta este ca a păstrat-o, ca ea să fie, să ardă cu foc. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor tropi de căldura focului? Ce atitudine trebuie să avem noi? Cum trebuie noi să ne purtăm? Cu siguranță să avem grijă de această mântuire scumpă care ne-a fost dată. Prin sângele Domnului Iisus am fost curățiți de orice păcat. Să mergem în curăție, în smerenie și în sfințenie mai departe, ca să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să ne binecuvânteze și pe noi. Amin. Aș fi dorit să păstrez o cronologie a evenimentelor care s-au derulat și s-au desfășurat cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos. Pe baza scrierilor biblice, dar ca să fim aproape de subiectul nașterii, n-am putut să fac lucrul acesta. De aceea, oarecum este puțină derogare în aceste planificări ale textelor biblice. Sigur că pe de cealaltă parte, am vrut să prind toate evenimentele cu privire la Domnul Iisus Hristos, chiar de atunci de la naștere, și am găsit să fac un ușor compromis, și de aceea pentru slujbele ce vor fi în ziua de duminică vom vedea că
s-au respectat lucrurile cu privire la prunc când evanghelistul Luca vorbește despre aducerea lui în templu și binecuvântarea lui. Dar ca să rămânem pe subiectul nașterii, am trecut în Evanghelia după Matei. Și surprindem, așa cum surprinde evanghelistul, această revelație din partea lui Dumnezeu pentru oameni, așa cum s-a predicat, care nu făceau parte din poporul Israel. Și m-am gândit și eu la aspectul acesta. Oare de ce? Și oare de ce au venit ei la Ierusalim? Sigur, în cultura lor, în înțelegerea lor, aveau certitudinea că s-a născut un împărat al lui Israel. Și așa cum se spunea, Irod domnea peste Israel, dar nu era împăratul lor, ci numai domnea peste el și a făcut apel, așa cum spune Scriptura aici, la cei din Israel, la preoți, la cei care cunoșteau legea, întrebând, e vreo văgăduință în care Dumnezeu spune despre o personalitate, despre un împărat care va fi dintre ai voștri? Acum, sigur că putem avea interpretări și fac și eu una. Dacă vreți, nesiguranța lor în călăuzire pentru a ajunge în Ierusalim și în locurile acelea în care ei credeau că este născut împăratul. A fost ca și prin decizia pe care Irod avea să o ia să se împlinească din nou un cuvânt biblic. Și aceasta vom vedea în serviciul de mâine seară. Dar a fost și pentru ca cei cu responsabilități spirituale din Israel să fie treziți la realitate. Să vadă cum se împlinesc scripturile sub ochii lor și să-și poată da seama mai târziu, de ce nu, spun din nou și folosesc cuvântul acesta, de această orchestrație sau armonizare pe care o face Dumnezeu în revelarea împlinirii planurilor lui cu privire la cel întrupat. Și am pus și pentru duminică ceea ce evanghelistul Ioan spune, făcând trimitere, aluzie la venirea Fiului lui Dumnezeu în lume prin afirmațiile pe care le face în capitolul 1, cuvântul întrupat. Dar haideți să rămânem în contextul acesta și să ne uităm așadar la aceste persoane înțelepte care până la urmă își duc până la capăt misiunea. Și ce îmi place la ei este ceea ce aș vrea să fie și la noi. Sigur că n-aș vrea să speculez, dar putem să înțelegem din Scriptură că Irod, întrebându-i cam de câtă vreme ați văzut steaua aceea sau de câtă vreme călătoriți, și se pare că era un timp destul de lung de când ei au văzut lucrul acesta, și apoi relatează Scriptura aici că cel născut nu mai era în iesle. Probabil era într-o casă cu chirie sau nu ne spune Scriptura, ne putem imagina, dar era deja într-o casă. Și ce-mi place la oamenii aceștia în căutare, de ce nu, pentru a se închina acestei personalități care, în opinia lor, avea să domnească și peste ei. Vin pregătiți cu daruri.
Și darurile acestea pe care le aduc nu prea semănau cu ceea ce se întâmpla în Israel când se aduceau daruri. În general, când se aduceau daruri lui Dumnezeu, potrivit Vechiului Testament, acestea constituiau în animale de jertfe, fie că era un dar de mulțumire sau un dar de mâncare, și în forma aceasta erau aduse ca respect pentru Dumnezeu. Însă, la oamenii aceștia, vedem că darurile sunt altele, poate potrivit cu această cultură pe care o aveau. Și ne spune Scriptura aici că ei au deschis visteriile lor sau locul în care aveau darurile pregătite și i-au adus pruncului pe lângă închinare. Citesc versetul 11, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat și au deschis visteriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Mă gândesc că și dacă 2 ani ar fi avut, ar fi putut prețui pruncul născut, Domnul Iisus, aceste valori? Aș putea să văd aici un copil de 2 ani, ridică un părinte mâna sus? Nu-i avem acum, îi avem ceva mai mari. Dar ne dăm seama, din cadrul familial, că dacă am vrea să facem daruri la un copil, am putea să-i dăm, poate, cum era atunci, punga de galben sau banii aceia valoroși din aur. Acesta era moneda de schimb atunci. Sau punga de bomboane și l-am întrebat: ce vrei din acestea? Cu siguranță ar alege bomboanele sau ar alege jucăriile. Am făcut paranteza aceasta ca să înțelegem că Domnul Iisus în vremea aceea, prin părinți, a acceptat darul acesta adus de magi, cu toate că nu avea, zicem, potrivit creșterii lui, discernământul acesta ca să poată cunoaște valoarea acestor daruri, dar ele aveau o semnificație. Și scrierile vremurilor spun despre lucrul acesta că aurul se aducea copiilor de împărați, în dorința de a fi bogați, în dorința de a fi oameni cu stare, și după aceasta s-au ghidat probabil și magii. Iar dacă este vorba aici de tămâie, probabil darul acesta se aducea celor din casta preoților, pentru că ei se ocupau de lucrul acesta, de tămâie. Nu voi intra în detalii ce însemna tămâia, cum se folosea ea, dar oricum era un lucru de mare preț în vremea aceea. Și apoi Scriptura spune că ei au adus și smirnă. Probabil un parfum ales. Și
Se spune, teologii spun lucrul acesta, că este asemănat cu ungerea care venea din partea lui Dumnezeu pentru, lăsați-mă să folosesc aici cuvântul acesta, casta profeților, care în mod special aveau o ungere din partea lui Dumnezeu în ceea ce urmau să facă ca și slujitori aducând mesajul din partea lui Dumnezeu. Ei, toate aceste oficii, prin darurile pe care le-au adus acești oameni, au fost împlinite și îndeplinite în persoana Domnului Iisus Hristos. Acum, așa cum se cântă, cum cântăm noi, poate n-avem aur, lucru de preț, poate n-avem nici tămâie, poate n-avem nici smirnă. Și chiar să știți că Dumnezeu nu cere să-i dăm ce n-avem, ci să-i dăm ce avem. Și a ales Dumnezeu prin Scriptură să ne provoace, să ne ceară, dacă vreți, ce avem toți. Și a zis așa Scriptura, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Niciunul de aici n-are îndrăznit să spună că n-are o inimă. Chiar dacă cei mici nu percep lucrul acesta, de ce o are inima? Ea este centrul emoțiilor. Dincolo de funcțiunile pe care o are și este un organ vital și când se îmbolnăvește e mare problemă, și de acolo spune Scriptura că din inimă pornesc foarte multe lucruri. Și când această inimă este locația pruncului născut, viața noastră este schimbată. Nu mai seamănă cu acelorlalți. Pentru că prin călăuzire, Domnul face în dreptul nostru această transformare. Doresc mult de tot ca, sigur, și în zilele următoare, când vom rămâne în aceeași companie a sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos, din inimă, cu inimă bună, cu inimă largă, să aducem închinarea, reverența, respectul, pentru că o merită. Și să știți, chiar primește darul acesta din partea noastră. Chiar vrea să fie în totalitatea Lui. Să ne binecuvinteze Domnul așadar cu dorința aceasta de a fi în voia Lui, dăruindu-i ceea ce ne cere, nu prea mult și nu prea greu. Și sigur că le cer lucrul acesta ca în urma acestei atitudini a noastră să ne poată binecuvânta, să ne binecuvinteze aici și înțelegând făgăduințele Lui, să fim binecuvântați pentru o veșnicie împreună cu El. Numele Lui să fie glorificat și azi până în veci de veci. Amin. Vă chem și pe dumneavoastră să vă ridicați. Dorim să încheiem părtășia din această seară și să o încheiem cu mulțumire. Frați și surori, sunt bucuros pentru modul în care în aceste zile de sărbătoare Dumnezeu pentru noi a lăsat mult har.
să putem fi în această părtășie, să ne putem vedea unii cu ceilalți. Așa cum se spunea, în alte state n-au nici posibilitatea aceasta să se adune împreună. Nouă ne-a lăsat Dumnezeu harul acesta să fim plini de mulțumire pentru acest fapt. Și apoi sigur că vom dori ca protecția Domnului să fie peste noi. Nu spunem că nu este acest virus care ne poate afecta. Cerem neutralizare din partea Domnului pentru fiecare dintre noi și fie ca lucrul acesta să se vadă printre cei aleși de Domnul. Așadar, mulțumim Domnului pentru tot harul pe care Domnul ne-a dat și în această zi întreagă, ne încredințăm în brațul Domnului și ne rugăm și pentru cei care ne-au slujit, să-i binecuvinteze Domnul. Ne rugăm și pentru familia Prundeanu, pentru familia Lărgită, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așa cum stăm ridicați, intrăm în închinare, în rugăciune. Binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Și ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și lăudăm numele Tău cel mare și sfânt, pentru toate lucrurile, dar în mod special mulțumim, Doamne, pentru harul pe care ne l-ai dat să fim la această părtășie. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, lăudăm numele Tău și Te cinstim și Te onorăm. Și mulțumim, Doamne, pentru... de veci. Amin, amin. Vă rog să vă reașezați. După ce am mulțumit Domnului, mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care v-a silit să fiți cu noi la această părtășie, cei care sunteți din alte comunități, cu drag vă salutăm în numele Domnului. Dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze, transmite salutări sfinte comunităților din care veniți din partea Bisericii Maranata. Ne despărțim de acei cu pacea Domnului și dorim ca și mâine după masă, la ora 18, să fim în casa de rugăciune, în acest context al sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Apoi, următoarea întâlnire va fi duminică, când din nou vom fi aici, așa cum avem programul, duminica de la ora 9:30, iar în slujba de după masă începe tot la ora 18. Mulțumesc, frate Prundeanu, pentru răspunsul la invitație. Domnul să vă binecuvinteze, întreaga familie, să fiți binecuvântate, Domnul. Adunarea este liberă, mergeți în pace, Domnul să vă binecuvinteze. Să aducă